Primul ministru Sorin Grindeanu a avut vineri după amiază la Caragele o întâlnire tehnică de lucru cu conducerea Ministerului Energiei și a companiei Romgaz Media și pe tema perspectivelor de dezvoltare ale zăcământului descoperit în zonă. Au fost prezenți în județul Buzău alături de premier, ministrul Energiei Toma Petcu și ministrul Economiei Mihai Tudose, președinții celor două camere ale Parlamentului, liderul Partidului Social Democrat Liviu Dragnea și liderul Alianței Liberalilor și Democraților Călin Popescu-Tăriceanu, precum și președintele PSD Buzău, deputatul Marcel Ciolacu. Discuțiile s-au axat pe importanța deosebită a acestei descoperiri ce contribuie la independența energetică a României și cu potențial pentru existența unor noi zăcăminte de același tip, ca urmare a proiectelor de explorare și a testelor de producție derulate în anii 2011-2016. În iunie anul trecut, Romgaz a descoperit în complexul structural Caragele, lung de circa 35 de kilometri, o importantă acumulare de gaze naturale la adâncimi între 1500 și 4000 de metri. Acumulările de gaze au valori de circa 25-27 de miliarde metri cubi cu potențial de creștere în urma evoluției explorării, putând asigura consumul întregii țări pe o perioadă de 2-3 ani. E o exploatare foarte importantă care se va dezvolta în anii următori, undeva între 25-27 de miliarde de metri cubi de gaz. Cea mai importantă descoperire din anii de după Revoluție. Dacă ar fi să discutăm doar din acest punct de vedere, ar asigura doar ea independența energetică a țării noastre 2-3 ani. Sigur că îmi doresc să încurajăm. Și aici vorbim și de o companie 100% românească, Romgazul, nu care avea neapărat importanță acest lucru, dar încurajăm astfel de acțiuni. La rândul său, ministrul energiei Toma Petcu a declarat că zăcământul de gaze de pe platforma Caragele este evaluat la un preț minim de aproape 4 miliarde de dolari, fiind o descoperire care dă posibilitatea României să devină un jucător important pe piața gazelor din regiune și nu numai. O rezervă care magazinează pe primele estimări 30 de miliarde de metri cubi și posibilitatea de exploatare undeva în jur de 27 de miliarde de metri cubi. Pe consumul mediu anual ne-ar ajunge probabil 3 ani de zile dacă am exploatat doar de aici. O descoperire care dă un potențial foarte mare nu doar economiei românești, așa cum ne dorim de fiecare dată ca prin domeniul energiei să dezvoltăm foarte mult și economia, dar în primul rând dă acea posibilitate care ne dorim cu toți, ca România să devină un hub pe zona gazelor, un jucător important. Dacă astăzi avem producție internă care este aproape similară cu consumul, în curând vorbim și cu această investiție, cu această nouă descoperire, începem să vorbim de o supraproducție, cu ghilimele de rigoare, am ajuns în această situație, care va avea cel puțin două efecte. Începem să jucăm pe export și, Dumnezeule, începe să echilibreze piața, că nu mai joacă niciun agent economic în disperare de a găsi gaze. Teoretic, este un imbold foarte bun și pe zona de competitivitate. Zăcământul de gaze naturale a fost descoperit pe raza comunei Cearoseti, unde, paradoxal, localnicii nu beneficiază de rețea de gaze naturale. Primarul localității spune că are în plan un astfel de proiect, iar în ceea ce privește descoperirea celor de la Romgaz, comuna are parte de multe beneficii. Primăria Cearoseti reprezintă toate construcții pentru toate forajele care sunt aici. Se încasează anual, deci vorbesc la ora asta. Bugetul primăriei este în jur de 5-6 miliarde numai la Romgaz. Deci o sumă destul de mare. Facilitează drumul de acces. Ei pe unde vin și forează, lasă drumul în urmă. Pentru tarlale, pe câmpuri, pe unde Dumnezeu mai vine cu forajele. Zăcământul, vă spun că e destul de mare. De-a lungul timpului au existat situații în care în comune s-au realizat rețele de gaze, însă localnicii au decis să se încălzească tot cu lemne din cauza costurilor destul de ridicate.